La data de 10 decembrie, în jurul orei 15:50, polițiștii din cadrul biroului rutier Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe bulevardul Roman Mușat, soldat doar cu paugube materiale. Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat în vârstă de 59 de ani din Roman conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, pătrunzând pe trotuar și intrând în coliziune cu geamurile unui magazin. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,15 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.